Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Laura Maftei și în ocazia aceasta, în cadrul emisiunii noastre Între două lumi, la care o am ca invitată pe doamna psiholog și psihoterapeut Maria Boldea, vă propun să continuăm subiectul pe care l-am început săptămâna trecută. Am vorbit noi despre gândurile negative automate și am spus că sunt acele gânduri pe care le avem încă din copilărie, pe care le-am preluat de la cei din jurul nostru și pe care le purtăm cu noi și în anii maturității, în cazul în care nu devenim maturi și echilibrați din punct de vedere emoțional. Doamna psihoterapeut Maria Boldea, vă spun bine ați revenit! Bine v-am găsit! Vă propun așadar să continuăm acest subiect început săptămâna trecută, un subiect care a generat o discuție și așa o avalanșă de informații foarte interesante pe care ni le-ați transmis. Am aflat cu acea ocazie că fericirea din viața noastră depinde în mare măsură de noi, doar că avem uneori tendința de a ne sabota, da? De a ne împiedica în astfel de tipare de gândire negative, cu o origine incertă, necunoscută, dar care ne împiedică, da, astfel de gânduri ne împiedică să fim echilibrați, să avem o viață armonioasă și să ne bucurăm până la urmă de cele mai mici lucruri din viața noastră. Eu aș vrea să continuăm subiectul acesta, fiindcă sunt foarte multe exemple și fiecare exemplu chiar ar putea să aibă denumirea sa, da? Este o situație, sunt niște aspecte pe care psihologia le-a dezbătut și le-a pus și denumiri, da, disonanțe cognitive. Și aș dori așadar să luăm pe rând astfel de exemple și să le identificăm, să le recunoaștem poate în viața noastră, astfel încât să învățăm să ne cunoaștem singuri și să, cel puțin, să ne gândim, să ne autoanalizăm, să ne gândim de două ori înainte de a gândi și de a reacționa până la urmă. Așadar, gândurile automate negative. Unul dintre aceste gânduri, spune psihologia, ar fi absolutizarea sau generalizarea. Și eu am să vin cu un exemplu. Un exemplu de felul acesta. O afirmație, precum acest concediu, a fost un eșec total. Mergem în concediu, suntem nemulțumiți de cum a ieșit și rostim această propoziție. Acest concediu a fost un eșec total. Este corect să gândim așa sau nu? Da, sunt oameni care au deja mintea pregnată de o gândire negativă. Și atunci, pentru că deja mintea este obișnuită să lucreze cu informații și perspective negative, este suficient ca să se întâmple un anumit incident neplăcut, ca să generalizăm și să spunem că toată experiența respectivă a fost negativă. Și când ne dăm seama că avem tendința asta, și poate chiar am rostit cuvintele astea, acest concediu este un eșec sau n-a fost nimic plăcut, într-adevăr, în momentul ăla, este ca și când ne-am anula acea permisiune de a ne bucura. De a ne bucura de concediu pe care l-am avut sau pe care încă continuă să-l avem dacă suntem încă acolo, sau permisiunea de a ne bucura de viață. Pentru că a te bucura de viață cu micile incidente neplăcute care apar
Dar a putea să ne bucurăm de un eveniment ține de permisiunea pe care noi ne-o dăm sau nu. Iar această gândire automată, negativă, care generalizează întreaga experiență în funcție de un anumit incident, este des întâlnită la noi oamenii. Și atunci ar fi de ajutor dacă ne-am auzit ce spunem. Și dacă ne-am auzit ce spunem și n-am spune fără să ne gândim la ce spunem, ne-am dat seama că mulți dintre noi avem această gândire și obișnuim să spunem gata, nimic nu o să iasă bine, da? Sau toată experiența a fost neplăcută. Acum, având în vedere că un concediu înseamnă să pleci de acasă și să te lovești de situații necunoscute, puțin probabil să iasă totul ca la carte. Se mai ivește câte ceva ce nu ți-ai planuit, nu ai anticipat și care poate n-a ieșit perfect. Dar asta nu înseamnă că nu sunt o grămadă de lucruri bune de care să ne putem bucura. Poate n-a fost vremea bună, dar a fost cazarea sau... Poate n-a fost cazarea, dar a fost mâncarea sau priveliștea sau a fost ceva frumos. Dacă noi gândim în felul acesta și generalizăm, este ca și cum ne-am bloca și ne-am anula permisiunea de a ne bucura. Și lucrul ăsta poate fi valabil și cu privire la copii, și cu privire la soț, și cu privire la locul de muncă, și cu privire la orice aspect al vieții. Dacă generalizăm și spunem că nimic nu-i bun la un om sau la o experiență sau la o activitate, clar că suntem subiectivi. Nu există să nu fie nimic bun acolo. Dar poate avem așteptări prea mari de la o situație anume. Și atunci, nerealizându-se aceste așteptări, generalizăm, absolutizăm. Cu cât avem mai puțină încredere în noi, cu atât avem mai multe așteptări de la ceilalți. Cu cât avem relația mai bună cu noi înșine, cu atât avem mai puține așteptări și mai puține nevoi să ne fie împlinite din partea celuilalt. Și provocarea este până la urmă tot relația cu noi înșine. Pentru că odată ce învățăm să avem încredere în noi și ne dezvoltăm încrederea în noi, așteptările noastre scad de la ceea ce ne înconjoară. Și știm că ne vom simți bine, indiferent cum va fi. Dar nu scad așteptările de la viață, ca să zic așa. Nu înseamnă să ne punem ținte mici, nu? Să nu ne înmulțim talanții. Nu de la viață. Ideea este, dacă am încredere în mine, atunci știu că viața e în puterea mea să o fac. Să fie una de abundență, să fie una de succes și stă în puterea mea să fie una limitată. Să fie una care să-mi aducă insatisfacții. Răspunderea cade pe umerii cui? Exact cum vorbeam data trecută. Schimbarea începe cu această conștientizare. Sunt atât de fericit cât de mult mi-am dat permisiunea să fiu. Experimentez ceea ce mi-am dat permisiunea să trăiesc. Dar, într-adevăr, lucrurile astea nu sunt conștiente. În planul conștient, noi sesizăm doar lucrurile exterioare nouă și faptul că ceva în exterior nu funcționează bine. Și atunci, foarte ușor, reproșăm celui de lângă noi sau din fața noastră, da, nu merge bine ceva, dar se datorează lui. E foarte ușor să spunem asta. Da? Și atunci înseamnă schimbarea să înceapă cu această conștientizare. Am așteptări de la viață, da, așteptări mari, dar acea viață, cine e responsabil să o fac așa, încât să îmi ating obiectivele? Eu. Și atunci, dacă am încredere, știu că viața îmi va oferi acele lucruri frumoase pe care mi le doresc, pentru că eu voi face în așa fel încât lucrurile se așeze în forma corectă, în forma potrivită, că eu să pot să obțin ceea ce îmi doresc frumos și măreț de la viață. Flexibilitatea unui om, cât de importantă este în contextul acesta al adaptării, da, al gândurilor negative automate?
un gând, de exemplu, un tipar negativ automat vine cu imperative. Este o clasificare care spune așa, și pot fi gânduri negative care se spune așa, obligatoriu, trebuie să fac lucrul ăsta, neapărat, trebuie să ajung acolo, trebuie obligatoriu să fac, să ajung, să devin, să realizez, să fiu, să... Ok? Și dacă lucrul ăla obligatoriu nu se îndeplinește, ce fac? Îmi dau permisiunea de a fi fericit. Și dacă lucrul ăla nu se îndeplinește? Poate că nu reușesc să-mi cumpăr mașina respectivă sau nu primesc jobul respectiv sau poate că nu reușesc să salvez relația cu o persoană. Ok, și dacă nu reușesc asta, ce se întâmplă? Voi dispărea? Se va încheia viața? Absolut nu. Da? Și atunci îmi dau permisiunea de a mă bucura și de a savura viața fără aceste imperative care s-ar putea să îmi afecteze această permisiune de a mă bucura de viață. Și atunci, da, un tipar negativ de gândire automată sună așa. Eu neapărat trebuie să ajung acolo, să fac, să realizez, să cumpăr, să fiu într-un anumit fel. Ok, dar poate că nu reușești. Și atunci, ce se întâmplă? Dar nu ar părea aceasta renunțare sau resemnare? Resemnarea ar însemna să renunț să fac ceea ce ține de mine. Și atunci aici nu avem de-a face cu flexibilitate. Aici înseamnă eu renunț înainte să-mi fi dat silința și să fi făcut tot ceea ce ține de mine și pot eu să fac. Nu e vorba de cât de mult sau de puțin fac. E vorba de atitudine. Pentru că renunțarea presupune nici nu mai încerc. Sau dacă încerc, o fac dar cu jumătate de inimă, adică nu cu toată silința. E așa un mers înainte, dar fără nicio perspectivă. În schimb, flexibilitatea înseamnă fac tot ce pot, îmi dau silința, dar sunt pregătit să mă bucur de viață, indiferent dacă lucrul respectiv îmi va reuși sau nu. Mă voi strădui să învăț pentru un examen și îmi voi dori să iau examenul respectiv. Dar dacă s-ar întâmpla să nu iau examenul ăla, o să-l dau din nou și voi învăța mai bine data viitoare. Mă aduc aminte de acei tineri care au fost puși în fața cuptorului aprins și li s-a cerut să se închine în fața acelui Dumnezeu făcut, acelui vițel făcut, da? Era un Dumnezeu străin și ei erau îndemnați atunci când cântau toate instrumentele, da? Erau îndemnați, chiar dacă erau israeliți și credeau în Dumnezeu cel viu, ei erau îndemnați să se închine în fața unui Dumnezeu străin. Și atunci ei au spus, nu, noi nu ne vom închina. Dar când au fost confruntați și în momentul în care au fost îndemnați să facă lucrul ăsta, atunci ei au putut să spună, Dumnezeu ne va scăpa din cuptorul cu foc. Și chiar dacă nu va face, noi nu ne vom închina. Deci a fost foarte fain chestia asta. N-au venit ca un imperativ. Da? Au zis, ok, noi credem că Dumnezeu ne va scăpa. Dar chiar dacă nu va face, noi tot nu ne vom închina. Adică a existat această flexibilitate. Da, e posibil ca Dumnezeu să mă scoată din problema asta. Dar chiar dacă s-ar întâmpla să nu iau examenul acesta, nu mă voi îndoi de Dumnezeu din cauza că n-am luat acest examen. Da? Presupune o flexibilitate. Și anume, merg înainte, rămân în încredințarea mea că Dumnezeu e cu mine, fie că lucrul ăsta mi se va îndeplini, fie că nu. Sunt oameni care își pierd încrederea în Dumnezeu pentru că o anumită dorință a lor nu s-a îndeplinit. Nu s-au căsătorit cu cine doreau ei, n-a mers o anumită situație cum și-au dorit ei. Ok, bun. Și dacă lucrul ăla nu se întâmplă, atunci eu îmi pierd încrederea în Dumnezeu? Nu.
Un alt exemplu de disonanță cognitivă ar fi gândirea anxioasă, aceea prin care punem tot răul înainte. Este în regulă să facem așa sau nu? Da, probabil că avem părinți care ne-au învățat așa sau bunici care au gândit așa și fiecare a auzit cândva lucrul ăsta. Și atunci, în felul ăsta, noi credem că ne protejăm de dezamăgire punând rău înainte. Și atunci ne așteptăm să nu meargă bine, ca în cazul în care situația nu va merge bine, să fim cumva pregătiți. Mai puțin surprinși. Da, numai că dacă situația într-adevăr s-ar întâmpla să nu meargă bine, presupune ca noi să avem resurse emoționale să facem față. Iar prin gândirea negativă, noi pierdem din resursele astea. Și atunci, în momentul în care situația aia chiar se întâmplă, noi deja suntem vlăguiți emoțional. Și nu vom putea să-i facem față așa cum ar trebui, pentru că toată această gândire negativă ne stoarce de puteri din punct de vedere emoțional. Și atunci ne trezim, poate se întâmplă, se întâmplă uneori chiar lucrurile să nu meargă bine. Dar cu totul diferit este dacă atitudinea mea este una încrezătoare și pot mult mai bine să fac față decât dacă oricum eram descurajat și dezamăgit când situația aia s-a întâmplat. Asta presupune că deja resursele mele sunt undeva foarte jos. Și atunci să mai și lupt cu situația aia negativă, când eu sunt deja descurajat și dezamăgit, când eu deja sunt marcat de o gândire negativă, e mult mai greu să-i fac față. Asta e dezavantajul acestui a pune rău înainte. Pe de o parte, poate iese bine și eu m-am chinuit degeaba. Pe de altă parte, dacă nu iese bine, eu nu am resursele necesare, pentru că deja sunt undeva pe minus cu încrederea și cu faptul de a mă putea susține. Și atunci, întotdeauna, acest pune rău înainte mă slăbește de putere. Altceva este să fiu precaut. E total diferit. Și cred că face parte din faptul de a fi inteligent și de a fi înțelept, să-ți pregătești. Da? Cum își pregătește furnica? Își pregătește vara resurse pentru iarnă. Asta nu e faptul de a pune rău înainte, asta face parte din înțelepciunea de a ști să te pregătești. Când este vorba de a pune rău înainte, înseamnă că ți-e frică deja. Aici este partea negativă, când treci cu frică, nu când ești prevăzător și te pregătești cu tot ce ține de tine să faci, pentru ca situația aia să fie prevenită. E ceva diferit. Aici înseamnă a trăi cu frică. Când trăiești cu frică, e partea negativă. Și atunci înseamnă că această frică te slăbește de putere. Mergem mai departe, la un alt exemplu. Minimalizarea sau maximizarea eforturilor proprii. Când spunem, nu am avut niciun merit eu aici, ci am avut noroc sau a fost datorită unei alte persoane, da, care m-a ajutat. Este în regulă să gândim așa sau nu? Dacă ne referim la minimalizarea eforturilor noastre, da? Deci ne putem câștiga încredere în noi dacă analizăm aspecte ale vieții în care am reușit și putem o doză de încredere să ne luăm din experiențe prin care am trecut și am dovedit că putem. De altfel, așa se formează încrederea în sine, nu prin sloganuri Exact. Ieftine. Printr-o gândire pozitivă, împinsă cumva la extremă, în care să ne prezentăm într-o manieră grandioasă, când poate realizările noastre nu reflectă acele sloganuri. Și atunci înseamnă să-mi construiesc încrederea în mine, pas cu pas, pe măsură ce trec prin experiențe, prin provocări și dovedesc că reușesc în experiența, provocarea respectivă, examenul respectiv sau încercarea prin care trec. Și atunci eu pot să-mi construiesc încrederea în mine însă
analizând faptul că am reușit altă dată într-o situație similară. Dar dacă eu voi spune am avut noroc, oricum a fost foarte ușor, oricum l-aș fi luat pentru că era ceva care nu era foarte important, în felul ăsta eu nu voi furniza încredere în mine, ci voi spune a fost o situație banală. Nu, n-a fost banală, ai muncit ca să poți să reușești și să ai succesul respectiv sau să poți să iei examenul respectiv. Ai muncit pentru asta. Sau sunt creștini care spun totul îi aparține lui Dumnezeu. Da? A intervenit Dumnezeu. Da, sau da, e meritul lui Dumnezeu, da. Eu nu am niciun merit aici. Da, da. E corect să gândim așa? Și noi, foarte multă lume gândește așa. Așa e. Mulți creștini spun așa. Și atunci văd asta ca o smerenie și spun totul îi se datorează lui Dumnezeu. Acum, Dumnezeu a făcut totul, într-adevăr. Dumnezeu a creat lumea, a creat pământul și a creat tot ce există prin cuvântul lui. Și aici noi nu avem niciun merit. Dar după ce creația s-a încheiat și toate au fost bune și Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea mâinilor lui, de acolo începând, tot ce a făcut Dumnezeu a făcut împreună cu noi, nu separat. Asta înseamnă că, bineînțeles, partea însemnată îi aparține lui Dumnezeu și asta nu înseamnă că nu recunoaștem lucrările lui. Dar Dumnezeu, ca să facă un anumit lucru, se folosește de noi. Și atunci înseamnă că este și acceptul nostru sau colaborarea noastră sau implicarea noastră cu ceva. Dacă ne gândim la acea situație deosebit de frumoasă în care a fost David cu Goliat. Acum, normal când ne uităm, știm că n-a fost puterea lui David acolo. Nu prin puterea lui a reușit să-l bată pe acel uriaș care intimida toată oștirea israeliniană. Nu, e clar, acolo a fost vorba de puterea lui Dumnezeu. Dar ne dăm seama că David a acceptat provocarea. Și nu oricine ar fi putut să facă asta. Și asta e meritul lui. Meritul lui a fost că a spus, da, eu mă voi lupta cu Goliat. Asta e meritul lui. Putea să zică nu și Dumnezeu nu-l lua pe sus să-l ducă în fața lui Goliat. Deci asta a fost meritul lui, că a spus, da, eu mă duc. Și a avut îndrăzneala asta. Așadar, nu este greșit, da? Nu este păcat să gândim în unele situații sau să ne recunoaștem propriul merit. Dar pericolul ar putea fi reprezentat de faptul că putem să ajungem să ne supraestimăm. Așa e. Să ne mândrim. Așa e. Cum păstrăm echilibrul? Așa e. Am putea să spunem că mi se cuvine, am putea să spunem că doar prin puterea noastră și am putea să ne ridicăm deasupra altora. De fapt, despre asta e vorba. Aici exagerăm. Când ne situăm deasupra celorlalți, când ne comparăm cu ceilalți și pe noi ne ridicăm deasupra lor. Și atunci spunem, mie mi se cuvine. Mi se cuvine să fiu sănătos, comparativ cu altul care este bolnav. Și atunci avem tendința să spun, eu sunt mai bun, de-aia eu sunt sănătos și el este bolnav. Nu. Da? Sau mi se cuvine să fiu respectat mai mult decât este respectat un alt om. Și aici, sigur că intervine în ce privește discursul social, pentru că societatea îi respectă mai mult pe cei care reușesc, comparativ cu cei care au o viață simplă și modestă și mediocră, poate, să zicem. Și atunci cei care reușesc în viață sunt apreciați mai mult. Și atunci tindem să ne acordăm și noi mai multă valoare și să spunem că suntem deasupra altora datorită reușitelor noastre. Și atunci ajungem să ne supraestimăm, ceea ce este la fel de toxic ca și când am spune că noi nu avem nicio valoare. Da? Ambele extreme sunt toxice. Și atunci noi, ca oameni, tindem să mergem dintr-o extremă în cealaltă. Fie ne confruntăm cu complexul de inferioritate și spune mie, nu mi se cuvine nimic, eu nu merit nimic, eu n-am nicio valoare și dacă chiar am reușit în viață, în anumite situații, a fost noroc și doar atât,
sau mergem la cealaltă extremă și spunem, da, mie mi se cuvine. Mie mi se cuvine să primesc totul, să fiu aplaudat, respectat și toată lumea să aibă o atitudine de supunere față de mine. Absolut nu. Nimeni nu ne este dator și nimeni nu trebuie să ne trateze pe noi într-un mod preferențial. Nu. Da? Cele două extreme le putem regăsi. Vă propun un alt exemplu de disonanță cognitivă, personalizarea. Când ne culpabilizăm, ne supra-responsabilizăm și ne gândim că toate lucrurile rele se întâmplă din vina noastră. Și aici putem regăsi personalitatea codependentă. Acel om care a învățat că pentru a fi respectat, pentru a fi iubit, presupune să se raporteze tot timpul la ceilalți și tot timpul să-și ia asupra lui nefericirea altora, să-și ia asupra lui vina, să-și ia asupra lui grija altora și el să trăiască gândindu-se la alți oameni și raportându-se tot timpul în funcție de ceilalți și luându-și valoarea de la ei. Și anume, dacă se întâmplă ceva rău mamei, sigur e vina mea. Sigur n-am fost eu destul de cuminte. Dacă e vorba de un copil. Dacă este vorba de un adult, se poate regăsi același model. Înseamnă că eu am supărat-o pe mama cu ceva. Și atunci, foarte ușor, poate fi manipulat un astfel de om. Pentru că el tot timpul și-a vina asupra lui. Și pentru că vrea să nu greșească și vrea să nu suferi nimeni și vrea ca toată lumea să fie mulțumită și împăcată, el va tinde să accepte compromisuri. Și atunci gândirea asta, eu sunt responsabil pentru felul în care se simte mama sau eu sunt responsabil pentru felul în care se simte partenerul meu, atunci eu nu voi face anumite lucruri pe care mi le doresc cu adevărat ca să nu supăr pe cineva. Și în felul ăsta, pur și simplu îmi voi limita viața și acțiunile, deciziile, felul în care voi trăi viața, pentru că mă voi raporta tot timpul la ceilalți, să nu supăr pe cineva. Iarăși vă întreb, nu este un exemplu de smerenie aceasta? Prima responsabilitate pe care noi o avem nu este pentru soț, nu este pentru mama, nu este pentru tata, nu este pentru colegii de la muncă sau pentru frate sau soră. Prima responsabilitate pe care o avem este pentru noi înșine. Și nu ar fi acesta egoism? Înseamnă să mă respect cu adevărat. Înseamnă să mă cunosc și să mă respect cu adevărat. Nu facem cu toată inima decât acele lucruri care ne dăm seama că ne ajută pe noi înșine și de-abia după aceea pe ceilalți. Dar dacă noi facem lucruri pentru ceilalți în detrimentul nostru, nu le facem cu toată inima. Și Dumnezeu nu acceptă un astfel de sacrificiu? Spune Biblia, Dumnezeu iubește pe cel care dă cu bucurie. Dacă nu dai cu bucurie, e acceptat? Dacă dai din obligație, dacă dai de frica de a nu fi respins, sau din dorința de a nu fi judecat, sau din dorința de a fi apreciat, sau din dorința de a nu supăra pe cineva? Pentru că e vorba de motivație, nu e vorba de cât dai sau ce dai, e vorba de faptul de a da din toată inima, adică să dai cu bucurie. Cred că acele lucruri sunt primite pe care noi le dăm cu toată inima, cu bucurie, nu care le dăm forțați de împrejurări. Vom continua subiectul săptămâna viitoare. Vă mulțumesc din nou pentru această bogăție de gânduri pe care ni le-ați transmis acum și care ne dau de gândit, ne pun pe gânduri, cu adevărat. Vă mulțumesc și ne vom revedea așadar săptămâna viitoare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi până în acest moment. Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare, continuând acest subiect și discutând de asemenea și despre convingerile limitative. Alături de noi a fost doamna psiholog și psihoterapeut Maria Boldea. Eu sunt Laura Maftei și vă spun bun rămas!